Federația Sanitas a solicitat de urgență o întâlnire cu premierul Dacian Cioloș, ministrul Sănătății și ministrul Muncii. Motivul este că, deși la începutul anului angajații din sistemul sanitar au solicitat o serie de revendicări, inechitățile salariale nu au fost eliminate. În aceste condiții este foarte probabil să reînceapă protestele. Ordonanța 20/2016, apărută pe 9 iunie, își propune să rezolve aceste lucruri. Dar după apariția și publicarea Monitor, am observat că există o diferență destul de mare între ce s-a negociat și ceea ce a apărut în Monitor oficial. În sensul în care în acele grile nu au apărut personalul TESA, da, nu au apărut funcționarii publici din DSP-uri și nu au apărut cei din asistență socială. Motiv pentru care, ieri, în Consiliul Național al Federației Sanitas, am hotărât să trimitem o notă de protest, de nemulțumire vis-a-vis de premier și vis-a-vis de guvernul României. Pe anumite paliere, practic, creează alte inechități. Dați-mi niște exemple concrete. Păi vă dau un exemplu. Să rezolvă în mare măsură problema infirmierelor și a îngrijitoarelor, da, ceea ce este un lucru foarte bun, dar la personalul TESA, de exemplu, se mărește foarte mult salariile șefilor de compartimente, ale conducerii din zona TESA, iar cele ale personalului care lucrează în aceste compartimente rămân aceleași. Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate va fi restructurat începând cu luna august 2016. Noile salarii de bază pentru infirmierele din unitățile clinice, una dintre cele mai afectate categorii profesionale din perspectiva discriminărilor salariale, vor fi începând cu 1 august astfel. Gradația 5, peste 20 de ani vechime, 1718 lei. Gradația 4, între 15 și 20 de ani vechime, 1676 lei. Gradația 3, 10-15 ani vechime, 1636 lei. Gradația 2, 5-10 ani vechime, 1558 lei. Gradația 1, 3-5 ani vechime, 1484 de lei. Gradația 0, 0-3 ani vechime, 1380 de lei.